Neața, doamnelor, domnilor, la Muzeul Național de Istorie a României are loc o expoziție foarte interesantă de calculatoare. Vom vedea primul instrument de calcul, primul calculator cu mouse și primul laptop. Abia aștept să le văd, mai ales că și despre mine se spune că am un creier electronic ce gândește supersonic. Hai că am stricat-o la final! Neața, bine te-am găsit. Marian, îmi pare bine. Radu. Radule, sunt foarte curios. Am înțeles că astăzi vom afla foarte multe lucruri interesante. Expoziția PC, o istorie fascinantă, prezintă evoluția calculatorului personal de la apariția lui, deci aproape acum 40 de ani. Și o să vedem niște lucruri foarte interesante. Primele calculatoare care au folosit mouse, primele laptopuri, după aia cum au evoluat, diferite componente și calculatoare interesante din anii 80, unele foarte de succes pentru perioada respectivă. Ce avem aici? Este un abac sau o numărătoare, cum e mai bine cunoscută. Acestea au fost, după cum ai spus tu, primele instrumente de calcul folosite de oameni. În urma descoperirilor arheologice, ele există, au apărut cam în jurul anului 2700 înainte de Hristos, în zona Mesopotamiei. Aici vedem două exemple de calculatoare personale apărute în anii 80, în același an, de fapt, au apărut ambele. Cel din dreapta e un model foarte interesant, are o imprimantă integrată, după cum se vede, de altfel tot sistemul este integrat, deci toate componentele sunt în el și este de asemenea primul calculator cu touchscreen, apărut în 1984. Primul laptop a apărut în 1981. Noi îl numim laptop, dar uitându-ne la el mai bine, nu aduce foarte mult. Este vorba de Osborne 1, care avea o greutate de 10,7 kg. Lângă el vedem un laptop, deja este un laptop, din 1984. Deci vedem, e o diferență de doar 3 ani între ele, dar putem vedea cât de mult s-a micșorat și cât de mult a evoluat tehnologia. Cea mai evidentă schimbare a fost apariția mouse-ului sau interfața grafică, cum era numit. Asta însemna că nu mai trebuia să stai să scrii codul, aveai mouse-ul, la fel ca astăzi. Mutai, apăsai, se deschidea o aplicație. În 1983 era ceva revoluționar, era ceva nemai întâlnit. El a fost cel mai performant calculator de pe piață, pentru o perioadă de timp destul de bună. Problema lui a fost prețul, care era echivalentul astăzi a 23.000 de dolari. Un preț enorm. Înțeleg că și România a participat la această evoluție. Despre ce este vorba? Cel puțin pentru calculatoarele mari, într-adevăr, a participat. Industria IT în România se naște în anii 50. În 1957 apare primul calculator folosit la Institutul de Fizică Atomică. România a fost una din primele 10 țări care a avut un calculator digital programabil funcțional în 57, în lume. Celebrul chip. Da. Chip a fost fabricat de compania românească Electronica, începând cu 1988, și a făcut parte dintr-o serie întreagă de calculatoare fabricate și de alte companii. Până când poate fi vizitată expoziția? Expoziția poate fi vizitată până pe 21 iunie, de miercuri până duminică.